Celebrități precum Adela Popescu, Manuela Hărăbor sau Cătălina Mustață au donat mai multe mărțișoare confecționate manual. Acestea vor face obiectul licitației caritabile organizată duminică seara la Drobeta Turnu Severin, în cadrul unui dineu organizat de Asociația Cordelia și partenerii săi. O parte din banii strânși din mărțișoarele licitate vor fi donate Asociației Salvează Vieți pentru înființarea Centrului de Excelență în tratarea copiilor bolnavi de leucemie și cancer. La dineul de duminică, 6 martie, și-au anunțat participarea designer și actori celebri români. Prin gestul lor, donatorii vor contribui la crearea centrului de excelență care se va implica în tratarea copiilor bolnavi de leucemie și alte forme de cancer. Există oameni pentru care o acțiune umanitară înseamnă esențial, dacă nu fundamental. Iar atunci când este vorba despre copii cu probleme, poate fi chiar capital. Felicitări pentru inițiativă. Președinta al Comitetului de Organizare este cunoscută actriță Ștefana Sanfira, prezentă și la alte evenimente caritabile organizate de Asociația Cordelia. V-am pregătit surprize extraordinare pentru duminică seară și sper să vă placă și sper să facem o treabă foarte bună împreună ca să putem să-i ajutăm pe acești copii și pe acești oameni care au nevoie de noi. La dineu, alături de actori și designer cunoscuți, sunt așteptați să participe și importanți oameni de afaceri. Fiecare mărțișor lucrat manual, licitat duminică seara, va aduce o rază de speranță copiilor atât de încercați de soartă.